Domnule Simonis, mai sunt câteva zile și veți intra în noua funcție de președinte al Consiliului Județean. În aceste luni, de când ați câștigat mandatul electoral și până astăzi, ce ați aflat, ce trebuie să faceți din punct de vedere administrativ în cadrul CJ-ului? Mai sunt cam 2 săptămâni până voi prelua mandatul. Ar fi bine de clarificat faptul că nu depinde de mine data la care se va depune jurământul, depinde de validarea mandatului de președinte, lucru care s-a întâmplat, dar și de validarea mandatelor consilierilor județeni în fața cărora va trebui să depună jurământul. Undeva la finalul lunii octombrie ar trebui să se întâmple și această ședință. Ce am aflat în aceste luni de zile, am încercat să am o colaborare strânsă cu încă președintele Consiliului Județean în funcție, pentru a nu pierde 4 luni, s-au făcut 4 luni de la alegerile din 9 iunie, 4 luni în care am preferat să nu stau deoparte și să încerc să mă implic fără să mă insinuez într-un fel sau agresiv în mandatul actualului președinte. Am încercat totuși să am o colaborare strânsă pentru a prelua cumva, a face această tranziție pașnică între actualul și viitorul președinte și am impulsionat, îmi place să cred, câteva lucruri importante. Am luat legătura cu mai mulți miniștri, mai multe agenții naționale, cu guvernul, cu primul ministru, pe anumite teme extrem, extrem de importante. Că vorbim de stadion, să vorbim de taberele din Timiș, să vorbim de alte investiții, de caselul Huniade. Am demarat procedura de contactare a creditului sub actuala administrație. Am avut săptămânal convorbiri cu director din cadrul Consiliului Județean, evident cu acordul actualului președinte. Îmi place să cred că atunci când vom prelua mandatul, vom intra în foc direct, nu vom avea perioada aceea de acomodare, pentru că aceste luni au fost folosite și pentru acomodare, dar și pentru a mergem mai departe cu fiecare proiect util început sau fiecare idee pe care am avut-o în perioada de campanie și înainte și am putut câștiga 4 luni de zile, ne-am bucurat că am făcut-o. Aveți stabilit o majoritate în Consiliul Județean? Cu cine veți forma majoritatea? Avem o majoritate, așa cum am anunțat, avem un protocol semnat cu cei de la Partidul Național Liberal. Vicepreședinte din partea PNL va fi, conform votului dat în PNL, domnul Alin Popoviciu. Din partea PSD va fi Alexandru Iovescu, actual consilier județean și liderul consilierilor județeni ai PSD în actualul mandat. Avem o majoritate destul de largă, am luat act de decizia USR a domnului Friț de a vota vicepreședinții propuși de mine și pe această ocazie mă bucur că am ocazia să spun că și eu consider că primarul în funcție are dreptul, având și 13 consilieri din 27, ca un viceprimar din cei doi, măcar un viceprimar din cei doi să fie membru al USR. Deci cumva mă angajez și că vom vota și noi un viceprimar din partea USR în momentul în care Dominic Friț va hotărâ că trebuie să facă votul în Consiliul Local, pentru că am spus în câteva rânduri și reiterez faptul că nu-mi doresc izolarea administrației Friț. Interesele politice, interesele fiecărui partid în parte n-ar trebui să primeze în fața intereselor județului și ale orașului. Ori dezvoltarea Timișoarei e mai importantă decât mizele noastre personale, mai ales că, așa cum am spus-o în câteva rânduri, Dominic Friț a câștigat 50% din voturi și a luat 13 din 27 consilieri locali. Prin urmare, are dreptul să aibă un viceprimar, câștigând primăria, că îmi place, că nu-mi place, ăsta e adevărul, și nu ne putem lupta cu votul oamenilor. Iar eu știu că în practica politică se întâmplă asta, nu voi gira un astfel de demers care va izola administrația și va exista un conflict permanent între Consiliu și primar, astfel încât Timișoara să nu se dezvolte, chiar dacă asta ar însemna poate în final câștig de voturi pentru opoziție. După. E mai importantă dezvoltarea municipiului Timișoara, a județului Timiș, a întregii regiuni, dacă doriți, decât mizele noastre politice personale. După ce Cătălin Drul a anunțat la nivel național că e posibilă formarea unui guvern după alegeri cu PSD-ul, formați și dumneavoastră o majoritate cu USR-ul la nivelul Timișoarei? Prematur de vorbit despre ce se va întâmpla la nivelul municipiului Timișoara, însă în politică e bine să nu excluzi aproape nimic. Nu spun chiar nimic, pentru că sunt linii roșii pe care nu sunt dispus să le trec. Însă, în ceea ce privește colaborarea în viitorul Consiliului Local, e o chestiune care trebuie negociată, trebuie discutată.
interesul orașului e mai important decât interesul politic, al meu cel puțin. Prin urmare, e prematur de discutat. E adevărat că urmează alegeri parlamentare și probabil că votul în Consiliul Local și chiar în Consiliul Județean va fi acolo în buza datei alegerilor parlamentare, poate chiar după, și vom ști și cine face guvernul, că e PSD cu PNL, că e PSD cu USR, că e o altă formulă, nu știu, care e fără PSD, puțin probabilă, dar depinde de votul oamenilor și atunci e important să fim zmeriți astfel încât după ce avem rezultatele votului să discutăm despre majorități, după aceea se pot schimba lucrurile și la nivel local. Nu exclud o astfel de colaborare, nu o susțin în acest moment. Ce părere aveți despre aparatul administrativ al Consiliului Județean? Mulți spun că este prea stufos. Cred că și dumneavoastră ați spus la un moment dat în iulie acest lucru. Veți mai reduce din stufozitate? Hai să spun. Da, e un aparat extrem de stufos. Și nu vorbesc doar de aparatul Consiliului Județean, e vorba și de aparatul Direcției Generale de Asistență Socială, discutăm și de aparatul celorlalte direcții de specialitate, Direcția Prestări Servicii și alte instituții care sunt cumva în subordinea Consiliului Județean. A fost un dezmăț pe bani publici, ca să fie foarte, foarte clar. Nu vom tolera, nu voi tolera un astfel de mers. Vom încerca și vom reuși comasarea unor direcții, unor instituții, restructurări acolo unde banii sunt aruncați pe geam doar de dragul de a avea mulți angajați și eventual voturi. Sub nicio formă nu vom păstra această stare latentă în care lucrurile merg. Știți, un aparat stufos înseamnă și mulți bani cheltuiți pe salarii și undeva la 25% din bugetul Consiliului sunt dați, este dat pe salarii, ceea ce este imens, dar înseamnă și o îngreunare a deciziei, a implementării, pentru că atunci când ai 6 direcții în loc să fie una, când ai 6 șefi în loc să fie unul, fiecare dintre ei trebuie să pună o ștampilă și o semnătură și eu nu voi tolera așa ceva. Am anunțat public, chiar după alegeri, probabil că e contraproductiv din punct de vedere electoral, însă nu voi tolera ca o instituție a Consiliului de Sănătate să aibă angajați 400 de agenți de pază, de exemplu. De ce nu externalizăm serviciile? De ce nu luăm o firmă care cu asta se ocupă? De ce trebuie Consiliul Județean să fie cea mai mare firmă de pază din județul Timiș? Nu înțeleg. De ce să facem concurență privaților? Nu înțeleg. De ce trebuie să avem, nu știu, 25 de angajați în direcția de resurse umane când la prefectură, cu jumătate de angajați, adevărat, e un singur om care gestionează relațiile de resurse umane. Sunt câteva lucruri care trebuie analizate, nu intempestiv, nu în forță, analizate astfel încât să nu scadă, chiar să crească calitatea serviciilor, dar să facem eficiență din punct de vedere economic, pentru că banii sunt puțini, proiectele sunt multe, ambițiile sunt mari pentru a dezvolta extrem de multe proiecte importante și cu altă ocazie vom vorbi, după ce vom lua mandatul, de noile proiecte pe care ne dorim să le implementăm dincolo de cele pe care le-am anunțat în campania electorală, iar pentru acestea e nevoie de bani. Și bani foarte mulți de adus pe termen scurt n-ai de unde. Poți să începi niște demersuri care vor avea efecte peste 1, 2, 3, 4, 5 ani, dar reducerile acolo unde a fost dezmăț din punct de vedere al banului public aduc bani imediat. Unul din proiectele cerute de Timișoara este chiar aici, parcarea de care se vorbește de 10-12 ani de zile, dar cred că mai bine. Președinte de Consiliul Județean nu s-a apucat să o facă, deși este nevoie foarte mare de ea. E unul din proiectele la care țin foarte mult. Vom discuta, am luat deja legătura cu cei de la ADRVS care pot finanța un astfel de obiectiv cu condiția să existe și un fel de sală de evenimente, sală de spectacol, astfel încât să poată să se încadreze pe finanțare nefinanțându-se parcări din fonduri europene. Avem această variantă și anume aceea de a construi un ansamblu care să aibă o sală de spectacol undeva la etajele superioare și parcări în jos. Dacă se pierd foarte multe locuri de parcare, nu voi agrea un astfel de scenariu și dacă nu vom găsi sursele de finanțare din banii europeni, vom face această parcare din fonduri proprii, probabil fiind cel mai ușor de realizat un astfel de obiectiv din fonduri proprii. Avem acel credit contractat, încercăm să vedem cofinanțările pe fonduri europene, Castelul Uniade ne mănâncă foarte, foarte mulți bani, un alt obiectiv de care se discută de 10, 12, 15 ani, care este închis în mijlocul orașului, poate 20. Ne dorim implementarea acelui proiect și gândiți-vă că dacă începem anul acesta sau anul viitor, durează 4-5 ani realizarea obiectivului, deci nu se întâmplă peste noapte. Vedem ce economii putem face din ceea ce vă spuneam, tăierea acestor cheltuieli inutile cu salariile doar pentru oameni aduși, nu știu,
pe criterii oricare, de orice fel mai puțin cel de competență. Acolo unde există competență vom păstra oamenii fără niciun fel de dubiu, indiferent de culoarea politică sau de echipa din care fac sau au făcut parte în trecut. Nu ne interesează acest lucru. Nu voi aduce colegi de la PSD în Consiliul Județean ca fiind un singur criteriu. Oameni deștepți, indiferent și competenți, indiferent de culoarea politică pe care o au, vor veni în echipa noastră, în măsura în care vor dori să facă acest lucru, la fel cum vor rămâne toți cei care sunt competenți și au utilitate în Consiliul Județean. Și da, din aceste economii ne dorim să facem acest obiectiv atât de important, dar și altele. Europene timp de 4 ani de zile. S-au cam pierdut o grămadă de bănuți de la Uniunea Europeană pentru că nu s-a aplicat pe fonduri. În afară de proiectele anunțate de dumneavoastră în campanie, spitalul, stadionul și așa mai departe, aveți de gând să vă faceți o echipă care să atragă fonduri europene și ce obiective ați viza? Unul din ele știu că sunt conacele din Timiș, care majoritatea sunt. Da, pe zona de cultură, aș dori să facem aceste investiții pentru a face niște trasee turistice. Sunt extrem de multe obiective importante într-o zona Luncaniului, relația cu Caraș-Severinu, o zonă deluroasă, chiar muntoasă, extrem de atractivă din punct de vedere turistic, dar în care dacă nu investești în rețele, nu o să ai șansa să-ți vină cineva pentru că nu are unde să se ducă și după aceea toată infrastructura necesară. Există spitalul de copii de Surcanu, unde deja se primit avizul pentru, din fonduri europene, adevărat, 20 de milioane de euro aparatură să dotăm acea clădire din spatele nostru, care e aproape finalizată și probabil că dacă va trebui să investească primăria Timișoara banii, 20 de milioane de euro sunt bani pe care nici în 10 ani de acum înainte nu va putea să-i acopere, să-i asigure. Iată, a primit avizul de oportunitate și urmează să fie pe lista de obiective finanțabile. Construim un nou corp de clădire, altul decât cele două construite, altul decât maternitate și spitalul de Arș, care e maternitate, e gata, spitalul de Arș și la nivelul 4, cred, și anul viitor va fi finalizată această investiție și un nou corp de clădire de peste 200 de milioane de euro, un obiectiv pe care l-am ținut ascuns să nu se supere cei de prin țară, să nu prepereze ce vrem să facem și să anunțăm atunci când deja obiectivul e aproape finanțat, ca să nu mai poate fi întors, și suntem în acest punct. Cred că e obligatoriu să construim o parcare în jurul stadionului Spitalului Județean, pentru că noi tot construim corpuri de spitale și deja e sufocat zona și nu găsești locul de parcare astăzi unde să parchezi atunci când ai nevoie să mergi la spital și nu mergi de plăcere în general la spital. Prin urmare, va trebui să identificăm și acolo surse pentru a construi o nouă parcare. Există stadionul Dan Păltinișaru, un obiectiv atât de important. Sper că anul acesta să dăm ordine de începere pentru demolarea. Practic, primul pas pentru construirea noului stadion înseamnă să începem cu demolarea. Sala polivalentă, un obiectiv pe care aș vrea să discutăm anul viitor, după ce am început demolarea la Dan Păltinișanu. Și sunt o sumedenie de proiecte importante, cum spuneam, Castelul Hunia, de taberele din Timiș. După foarte mulți ani am reușit să convingem guvernul să treacă acea hotărâre de guvern prin care să mute la Consiliul Județean cele 5 tabere, dacă nu mă înșel, din Timiș, pentru care avem o finanțare pe ADR Vest. Am luat legătura cu doamna Lipa, am luat legătura cu Alinica pentru a renoi hotărârea de Consiliul Județean atât de necesare. Ele erau din 2019 și nu s-au mișcat lucrurile cum ne-am dorit. S-au emis noile hotărâri săptămâna trecută. Am trimis la guvern, am informat doamna Lipă, urmează să se dea hotărârea de guvern și să transferăm la CJ acele tabere care pot fi reabilitate din fonduri europene și atunci nu avem decât să le câștigăm. Aerodromul Cioca e un obiectiv important unde va trebui să hotărâm probabil pe un concurs de proiecte ce se dorește să întâmpla în acea zonă, în niciun caz zonă imobiliară, ca să fie clar, că facem un centru expozițional, că rămâne aerodrom sau că îl facem și una și alta, chestiuni care trebuie discutate cu timișenii și timișorenii în primul rând, să vedem ce își doresc aceștia și care sunt cele mai frumoase lucruri pe care le putem face acolo. Zona Bastionului, o zonă neexploatată care ține de Consiliul Județean și este în mijlocul orașului Timișoara. A fost făcută pe fonduri europene. A fost făcută acum foarte mulți ani și putem să operăm deja, să intervenim. A expirat perioada în care nu putea interveni în acea zonă. Cred că am putea să găsim o altă utilitate chiar deasupra de Bastion, dacă se poate construi ceva, găsi o formulă de pietonală. Cluburile, pentru că știu că au avut succes, vorbesc de Cafe de Paris și de Zambara. Și alte cluburi în zona respectivă, pare o zonă în care și-a pierdut din dinamism și ar trebui să impulsionăm cumva, dar asta e nevoie să întâmple, sau e obligatoriu pentru că acest lucru se întâmple, să facem și evenimente, pentru că așa atragi și oameni din alte orașe și oameni din județul Timiș, dacă ei sunt mai departe de Timișoara, locuiesc mai departe de Timișoara, și turiști, de ce nu, pentru a veni aici.
s-au pierdut fonduri europene, s-au și atras fonduri europene. Am reușit cu Sorin Grindeanu la Ministerul Transporturilor, cu alți miniștri din guvern, să aducem extrem de mulți bani europeni în județul Timiș. Aeroportul, Gara de Nord, cred că va fi finalizat în următoarele 2 săptămâni, fațada. Și de gara, se vorbește de 30 de ani că se reabilitează. Iată că se lucrează efectiv la ea. Se lucrează la tunelul Urșilor de la marginea Holdea. Se lucrează la... S-a inaugurat centura de sud, e în licitație autostrada Timișoara-Moravița, obiective de sute de milioane de euro fiecare dintre ele. Lucrăm la centura vest, care este, mă rog, este în evaluare, practic s-a făcut o contestație după ce a trebuit câștigătorii și urmează în perioada următoare să se înceapă efectiv proiectarea și execuția. Descărcarea la, în calea Radului de pe autostradă, se lucrează la ea. Avansăm... Au început lucrările. Avem un proiect din punctul meu de vedere extrem de important, care e tot pe finanțarea europeană împreună cu Ministerul Transporturilor, și ne grăbim tare ca până la finalul anului, în formula actuală de guvernare, să obținem toate avizele necesare pentru a demara studiul de fezabilitate pentru o descărcare din autostradă, din sensul giratorului de la Izvin, care să ocolească Remetea Mare, să nu mai trebuiască să treci prin Remetea Mare ca să ajungi de pe autostradă până în oraș, și să ne legăm cumva din sensul giratorului de la Izvin până în sensul giratorului de la aeroport. Cel de la sensul giratorul important de la aeroport, care e pe centură. Și astfel încât ai coborât de pe autostradă până în centură și de acolo te duci unde vrei în oraș, după ce va fi gata și centura de vest, poate cu atât mai ușor. Aeroportul, această cu siguranță ajută aeroportul, cu siguranță ajută timișorenii și cei care ajung în Timișoara din... Suntem unul din orașele care au avut neșansa ca la butoane să fie niște oameni incompetenți sau răvoitori, și atunci când s-au făcut descărcările de pe autostradă, am dus descărcările la 15, 20, 30 de kilometri. Vorbește că s-a dorit. E o nebunie. Finalizarea Timișoarei și aducerea... Există acest scenariu, foarte probabil și foarte posibil. Din punctul meu de vedere, va trebui să găsim formula prin care de pe autostradă, cu descărcarea de pe Aradului, în 4 benzi, practic, până în oraș, cu descărcarea până în sensul giratoriu de la aeroport, deci în centură, și cu ce s-a întâmplat cu 4 benzi de la Gearmata Dumbrăvița până în oraș, să avem 3 descărcări la 4 benzi, la 2 benzi pe sens, de pe autostradă până în oraș, astfel încât să scurtăm timpii pe care îi avem de parcurs de atunci când vrem să ajungem în oraș de pe autostradă. Noi și turiștii care vin, că de asta ține și acest lucru. Și nu în ultimul rând, echipa de fotbal Poli Timișoara, un obiectiv extrem de drag mie, pentru că am spus în câteva rânduri atunci când vorbim de construirea unui stadion, care înseamnă o emulație a orașului, a oamenilor de afaceri, a sponsorilor care și-ar putea investi banii pentru a-și putea face reclama, ai nevoie și o echipă de fotbal. Facem stadionul ca să facem concerte pe el, e foarte bine, dar stadionele sunt făcute ca să jucăm fotbal pe ele, și Timișoara are o tradiție extrem de importantă în acest sens. Urmează ca în perioada următoare să demarăm discuții, am purtat deja aceste discuții și cu Politehnica și cu juriștii politehnici și cu juriștii Consiliului Județean, discutăm și cu alte localități și județe din România care finanțează sportul și să vedem care e formula legală prin care au făcut-o, astfel încât să fim acoperiți din punct de vedere legal. Ne dorim să finanțăm echipa de fotbal Poli Timișoara și pe perioada în care stadionul se construiește să putem să ne asigurăm că atunci când vom inaugura stadionul, dacă doriți, să o facem cu echipă de fotbal în primă ligă, în prima ligă de fotbal din România. Ați depus listele de candidați la Parlament? Ce părere aveți despre oamenii pe care îi propuneți ca deputați și senatori? Am dat seama că să-mi cereți mie părerea despre colegii mei, vă dați seama că o să spun numai lucruri bune, însă cred că și rezultatul alegerilor din vara acestui an, dar și nivelul de încredere de care se bucură majoritatea candidaților de pe lista PSD este unul ridicat și relevă cumva buna credință acestora și performanța în actul managerial de până acum și încrederea de care se bucură în rândul populației. Sorin Grindeanu este cel care va deschide lista la Camera Deputaților din partea Partidului Social Democrat și nu e nevoie să-i fac o prezentare. Majoritatea banilor pe infrastructură mare au fost aduși în Timiș și știți că există tot felul de frustrări în țară atunci când Sorin Grindeanu anunță un nou obiectiv finanțabil sau finanțat în Timiș.
Să mai supără unii că toți banii vin în Timiș. Nu e adevărat, nu vin toți banii în Timiș, dar și dacă ar fi așa, având în vedere că 35 de ani sau 33 de ani până acum 2, Timișul aproape că a fost ocolit de fiecare dată, chiar și de când vorbim de descărcare de pe autostradă, a fost făcută prost astfel încât să nu dezvoltăm, să nu se dezvolte cumva Timișoara și eventual să dezvolte Aradul. Aceste investiții care însumează miliarde de euro și sunt și altele în derulare, am vorbit săptămânile trecute despre nevoia de a dubla centura de nord a municipiului Timișoara, cea care pleacă de la aeroport, în care vrem să ajungem cu descărcare de pe autostradă, cum vă spuneam, și merge până la capăt, acum la Sân Andrei, și care va continua cu vestul care și-a la două benzi pe sens. Practic, dacă se va întâmpla, și am demarat deja procedurile pentru a finanța, a fi finanțat de către CNAIR acest studiu de fezabilitate. Avantajul este că centura deja e foarte lată, o știm cu toți, are așa bandă de urgență. Practic, mai avem nevoie de o singură bandă pentru a putea face două benzi pe sens și vor fi scumpe pasajele peste în sensul giratorii, pentru că aceste sensuri giratorii sufocă traficul de câte ori ajungem în ele și destul de dese. Practic, vom avea de la vest, de la Giroc până la aeroport, două benzi pe sens dacă facem a doua pe nord. Pe partea de sud, care astăzi este la o bandă pe sens, știu că există nemulțumiri, însă mă gândiți-vă că atunci când autostrada va trece exact paralel cu centura, undeva mai departe, până la Moravița cu descărcare, tot la Șag, foarte mulți din cei care vor veni în oraș și vor, astăzi merg pe centură, până să fie gata centura, intră prin oraș, dar cei care vin astăzi pe centură să ajungă la Șag, vor merge pe autostradă și practic va funcționa ca o bretea pentru o dublare a centurii, dacă doriți, un nou inel al centurii, această centură, și de aceea, în acest moment, pe studiile de trafic nu e nevoie de a doua bandă pe sens. În cazul în care va fi nevoie, când ieșim din garanția, pentru că și asta e făcută pe fonduri europene, putem discuta despre lărgirea chiar și centurii de sud, în măsura în care autostrada nu preia atât de mult cât ne-am dorit noi. Există proiecte, există oameni care își doresc să implementeze proiecte, există decizie politică la nivel județean, dar și la nivel național. Suntem bine reprezentanți în Guvernul României, reprezentați în Guvernul României și în decizie, ceea ce înseamnă decizie la nivel central. Ne trebuie un pic de liniște să trecem de aceste alegeri și un cuvânt după 2025, și depinde adevărat și acest lucru de scorul pe care îl obține fiecare partid în alegerile parlamentare și prezidențiale. Cred că ne-ar fi mai ușor. Veți avea tot 4 europarlamentari? Nu vreau să fac. De fiecare dată când obiectivul noi să avem cât mai mulți parlamentari, îmi doresc ca PSD Timiș să câștige alegerile în județul Timiș, să aibă cel mai mare număr de parlamentari, să câștigăm, dacă se poate, și alegerile prezidențiale pentru prima dată, atât în turul 1 cât și în turul 2, pentru că oamenii care candidează astăzi, și vorbim de Marcel Ciolacu, este un om extrem de apropiat de Timișoara, a fost, cred că, de 10 ori în ultimele luni de zile în Timișoara, poate exagere 7-8 ori în ultimele 6 luni de zile la Timișoara, e cel care a susținut, pentru că degeaba îmi doream eu sau Grindeanu dacă nu aveam decizia premierului și susținerea premierului, care a înțeles că din cărți arată bine așa, că toate se întâmplă la Timișoara, dar se întâmplă pe fonduri proprii sau pe investițiile care au venit private în județ și regiune. Mai puțin cu ajutorul guvernului s-a întâmplat până acum. Am reușit să-l convingem să înțeleagă de fapt că ce se știe sau ce se crede la nivel de central de Timișoara e greșit. Am construit un nou PSD în Timiș și am construit o echipă de oameni integri, oameni competenți, oameni care nu au niciun fel de problemă de integritate, cum vă spuneam. Avem nevoie să convingem, am câștigat alegerile locale, în măsura în care vom câștiga și alegerile parlamentare și vom câștiga alegerile prezidențiale, cu siguranță aceste proiecte, dar și multe altele, vor fi mai ușor de implementat în perioada următoare. Vă mulțumesc și mulțumesc și eu.